tampoanele sunt 16.700. Salutare, dragi prieteni! Sunt în al treilea orășel pe care îl vizitez aici în delta Mekongului. Orășelul se numește Vinh Long și, așa cum v-am obișnuit și în Traving, se numea ultimul, da? Așa o să facem acum un video needitat prin care o să vă arăt cam cum stau lucrurile pe aici. Și pentru că la un moment dat mi-aduc aminte că cineva dintre voi, nu mai țin minte exact cine, s-a supărat că nu am făcut un video prin care să-i arăt cât costă lucrurile prin supermarketuri aici în Asia de Sud-Est. În această seară o să dăm o tură printr-un mall. Nici măcar nu știu ce e ăsta foarte bine, să încerc să fiu aici în fața mea. Da, cred că e un mall, uitați. Așa. Ia uite, scrie Christmas Co-op Market. Așa. Mâine dimineață am o chestie foarte tare pe care o fac aici în Vinh Long. Mă duc să vizitez Cai Be Market, un floating market super tare pe care abia aștept să-l văd. Va trebui să mă duc de pe o parte alta. E o insulă aici și ca să plec de aici până pe insulă va trebui să iau un ferry boat, după care să iau un motoscooter, după care să iau o barcă privată cu care să pot să să pot să mă duc să văd floating marketul. Ia uite, frate, ăla e deja Crăciunul. Băi, ești nebun. Așa. Hai să intrăm aici în mall. Vreau să găsesc un supermarket ceva ca să ne uităm exact la prețuri. Nu? Da, uite-mă, avem supermarket exact în partea aia. Uite, fetele vând bijuterii aici. Sunt curios să văd dacă se ia cineva de mine aici. Ar trebui să se ia pentru că suntem într-un supermarket. Dacă se ia de mine, văd eu cum mă descurc. N-ar fi prima oară când ar trebui să fac față unei situații de acest gen. Dar... nu e nicio problemă. Hai să vedem pe unde intrăm aici. Când dau seama pe unde intră aici. Da, uite. Da, acolo pe aici și noi. Pe aici se intră, pe aici ne băgăm și noi. Că n-are ce să mă acuze nimeni. Așa. Deci, la ce să ne uităm? Ce să vă arăt eu vouă? Nici nu știu ce ar prea să vă intereseze, sincer să fiu. Uite, frate, m-a văzut de la security, dar n-a zis nimic. Absolut nimic. Hai să... nu știu la ce să mă uit, pe bune. Ia să văd ce aș cumpăra eu dacă aș fi în București. Și aș fi curios să văd cât costă. La ce să uităm? La detergent? Nu, ne uităm la... ia stați. Da, mă, uite ce detergent, dar nu știu ce este. Asta e. Sunlight Jamjia. Jamjia, mă, ești nebun. Jamjia Taikwai. Nu știu ce înseamnă chestia asta. Omo, mă, uite, Omo. Avem și noi acasă Omo, nu? Nu, avem Tide. Avem Tide acasă, da? Hai să vedem cât e Tide-ul. Deci Tide-ul e aici redus, e 119.000 de VND, împărțit la 2,3, 6, hai să zicem până în 6 dolari. 6 ori 4, 24 de lei. Deci ăsta de Tide e 24 de lei. Habar n-am dacă e mult sau dacă e puțin. Deci nu știu, pe bune. Hai să găsiți ceva despre care pot să vă spun una, două. La mâncare, mă, mâncare e important. Mâncare, mă, pe noi, pe români, mâncare ne interesează, ești nebun. A, uite, alcool aici. De la mâncare, hai la alcool. Da, deci alcool. Ia, hai că am văzut aici Strongbow. Asta avem și noi acasă, știu sigur. Deci Strongbow este 15.000 de dongi. Vă repet, 23.000 de dongi înseamnă 1 dolar. Deci 23.000 de dongi înseamnă aproximativ 4 lei. Faceți și voi calculul, dar cred că undeva pe același, la același preț și în țară, dacă nu mă înșel. Hai să vedem altceva. Johnny Walker.
Dar nu știu, bă, cât costă asta în țară. Degeaba, măi, că nu pot să fac comparația. Adică mă uit ca prostul, asta e chestia, știți? Ia. Whiskas. Ulei. Nici nu știu ce avem noi. Nu prea am fost pe la cumpărături. Ia uite, merele, da? Astea sunt mere. Merele sunt aproape 4 dolari kilogramul, de 78, nu, hai să spunem 3 dolari și ceva kilogramul. Merele, 3 dolari și ceva. Pentru că aici merele nu cresc. Astea sunt fructe importate. Și de-aia în principiu o să vedeți că fructele care la noi sunt super ieftine, la ei sunt scumpe. Deci să dai 3 dolari și ceva, asta înseamnă cât? Înseamnă aproape 15 lei pe acolo. Între 12 și 15 lei costă un kilogram de mere. Mamă, ești de bun și la noi cât e? Cât e la noi în piață? Cât e la noi la Matache, la București sau la Crângaș? E, nu știu, un leu, mărul. Kilu. Așa. Altceva. Cola. Nu, hai să vedem apa, da? Apa este, deci o stică de apă la 1,5 litri este 8600 de donci. Ok. Cam așa e și pe la noi. Un leu și ceva, nu? Pe acolo e. Un leu și ceva, parcă e. A, berea. Așa. Heineken-ul este 17.000 de donci. Da, e destul de... A, una singură, da. Este, mi se pare, destul de mult. Dar bine, gândiți-vă că asta este bere importată, deci... plătesc taxe pe taxe destul de mari pe această bere. Un Tiger Beer, care asta, dacă nu mă înșel, nu e făcut. Unde e făcut asta, mă? Habar n-am unde e făcut, dar nu e făcut în Vietnam, sigur. 6 Tiger Beers-uri sunt 4 dolari. Ia să vedem cea mai ieftină bere pe care o găsim. Cea mai ieftină bere pe care o găsim e berea Zoroc, frate, uite. Bere Zoroc, care și asta a luat gold medal, mă, toate au gold medal, mă, la ăștia, totul ia gold medal. Asta e 9900, deci 9900 înseamnă până în 2 lei, un leu 70, un leu 80, ceva de genul ăsta. Mamă, știți cum se uită lumea la mine? Adică vedeți și voi. Așa, ia să vedem, pasta de dinți. Că nu știu ce pasta de dinți, măcar nu dau seama, Colgate Max Fresh, 140 de grame, 20.000 de donci. Asta e 140 de grame, mă? 20.000, a, da, și 2,40.000. Deci, un dolar. Asta, pasta asta de dinți. Deci, două de astea cu tot cu cana... cu cana, mă, cacofonie maximă. Sunt 2,40.000. Asta înseamnă undeva până în 8 lei. 7 lei, să zicem, ceva de genul ăsta. Hai să... mai vedem una alta. Eu cred că lumea face cumpărături pentru Crăciun. Deci așa se pregătesc pentru Crăciun de acum, ești nebun, din nici măcar 1 decembrie. Am filmat acest video pe 30 noiembrie, ca să știți, da? Deci pe 30 noiembrie stăm acum. Voi o să le vedeți mai târziu, pentru că eu le pun într-o ordine mai dubioasă. Dar nu e nimic. Ia, hai să uităm să vedem cât costă tampoanele. Deci, tampoanele sunt 16.700 Super Night. Reduse de la cât? De la 31.000? Nu știu, frate, fetele, să zică. Ia să vedem, la cine mai uităm? Hainuțe pentru copii, vă interesează? Nu vă interesează hainuțele pentru copii. Mamă, dar pe aici nu sunt chiar frumoase astea. Hai să ne mai uităm la fructe. Că acolo era interesant. Na, asta era bine, dar cred că era cu găgică sunt. Nu-mi dau seama exact. Ia să vedem cât sunt morcovii. Dar nu știu cum se numesc morcovii. Stai puțin. Să fie cumva... ăia de acolo unde scrie carot, adică carrot, dar să fie 34.900, mai puțin de 2 dolari, 1 dolar 60 pe acolo, deci adică undeva pe la 5 lei și... nu, 6 lei aproape. Aproape de 6 lei un kilogram de morcov. Mamă, super scump.
Italia. Salată, roșii, roșiile astea, astea cât sunt roșiile. Dar nu știu, frate, eu nu știu cum se numesc astea. Eu nu știu să caut aici. Cacioabi. Dar nu sunt alea, frate, nu-mi dau seama. Deci nu știu ce e de aici. Oricum, oricare dintre astea ar fi tot mi se pare mult. 31.500 sau undeva la 5 lei. Dacă sunt puse în ordine, alea de sus sunt 39.500, adică până în 2 dolari, în timp ce astea sunt 31.500, un dolar jumate pe acolo. Mai puțin de un dolar jumate. Așa. Ia, hai să ne uităm la carne. Hai să vedem carnea cât costă. Da, știe cineva să traducă? Eu nu știu la ce mă uit acum, pe bune. Asta este Bitektobuk. Asta e carne de vită, după cum arată, nu? 260 de lei, vreo 10 dolari, 11 dolari kilogramul, adică vreo până în 50 de lei. Dar, repet, eu nu știu cât înseamnă asta în țară. Îmi pare rău că n-am făcut acest video în Malaezia, să vă arăt acolo nebunie. Să vedeți acolo o nebunie de prețuri. Bine, la unele lucruri. La altele erau prețurile cât de cât ok, acceptabile, dar la unele erau absolut exagerate. Hai să mai vedem ceva. Ia să vedem, mă, ce preț erau și la prezervative aici. Am luat o dată, dar nu mai țin minte cât am dat. Deci nu mai știu cât am dat. Astea că am văzut undeva să vă arăt cât e Snickers-ul ăsta. Ciocolat Snickers, ăsta de 51 de grame, 16.000 de donci. Nu știu, nu mai țin minte cât e în țară ăsta. Bă, dar n-au prezervative ăștia, mă? A, nu, că ăștia vor să facă... Vor să rămână însărcinați. Însărcinate, fără niciun fel de problemă. Pastă de dinți. Bine. Asta din spatele meu acum e bine. Merge. Merge. Nu știu ce să mai uit. Habar n-am. Ce vă mai arăt? Cam atâta, nu? Astăzi am ajuns aici acum vreo 5 ore. Am schimbat două busuri. Și acum sunt într-o dilemă destul de mare. Nu știu ce să fac mâine. După ce mă duc să văd Caibe Market, sincer să fiu, aveam un plan să mă duc în cel mai mare oraș de aici din Delta, se numește Kanto, doar că mai am vreo două săptămâni, nu, mai am până pe puțin mai mult de două săptămâni, undeva la vreo 17 zile, până când îmi expiră viza și trebuie să văd unde plec mai departe, iar asta înseamnă că nu m-aș mai duce să mai văd nimica din Delta. Deja am văzut trei orașe, am făcut boat ride-ul foarte șmecher, pe care o să-l vedeți în viitor, nu o să-l vedeți, nu l-ați văzut, sper că nu l-ați văzut, adică sper că nu l-am pus înainte de a pune acest video. Și mă gândesc să mă duc spre plajă, chiar vă spun de plajă, v-am spus de plajă. Inițial voiam să mă duc în partea cu plajă, doar că am zis că nu trebuie să ratez Delta, pentru că este o chestie impresionantă și sunt bucuros, sunt foarte bucuros că am fost să o văd. Da, eu acum o să mai plimb puțin pe aici, după care o să mă duc să mănânc ceva pentru că mi-este foarte foame. Și cam asta a fost videoul din seara asta. Am multe videouri la care lucrez, foarte multe videouri. Vin multe materiale, fiți pregătiți, vă vreau foarte activi să-mi spuneți părerile voastre, să mă criticați, să-mi puneți întrebări. Vreau să fim cât mai apropiați în perioada asta, pentru că am lucrat foarte, 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 foarte mult, exagerat de mult am lucrat toate aceste videouri și ia uitați aici semnul că n-am voie să filmez. Vedeți acolo în față? Ăla al patrulea, e o cameră, nu? Da, ce? Hai să vedem dacă îmi spune cineva ceva. Da, nu o să-mi spune nimeni. Nu se supără nimeni. Ia stai să vedem. Acum cred că vine să-mi zică. L-am văzut eu că se uită la mine. Hai să-ți să mă întrebe acum. Cred. Ce aia, nu m-a întrebat nimeni nimic. Era acolo în spatele meu, nu știu dacă se vede, dar nu m-a întrebat nimic. Da, deci
stresul ăsta pe care îl avem în România, știi? Să nu vă filmați, nu filmați, nu faceți aia, nu faceți aia, este o chestie prostească din punctul meu de vedere. În fine, gata, asta a fost, ne-am lungit foarte mult cu acest video. Eu vă spun că vă iubesc și la final, pentru că în adevăr vă iubesc, trebuie să vă arăt ceva simpatic. Ia uite ce drăguț. Ce frumos, nu? La revedere, pa, pa, love you guys!